Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să vă arăt cea mai bună supă de roșii, o rețetă foarte gustoasă, ușor de preparat și care va fi pe placul întregii familii. Ca ingrediente vom avea nevoie de 1,5 kg de roșii, ulei spornic omega 9, 2 cepe, 200 ml de smântână pentru gătit, busuioc uscat, puțin piper, 2 linguri de oțet balsamic, cățeie de la o căpățână de usturoi și puțină sare. Pentru început voi începe cu roșiile și este foarte important să aveți roșii românești foarte bine coapte. Voi tăia fiecare roșie în jumătate. Voi înlătura și cotorul. Și voi pune roșiile cu partea tăiată în jos într-o tavă. Voi tăia acum și ceapa. Și o las în bucăți mărișoare. Iar apoi îi voi face loc printre roșii. Printre roșii și ceapă, voi pune și căței de usturoi. Puteți pune mai mult sau mai puțin după cum doriți. Mie îmi place foarte mult combinația aceasta de usturoi cu roșii, așa că pun destul de mult usturoi. Voi condimenta și cu sare. Cu piper. Cu busuioc uscat. Voi adăuga și puțin oțet balsamic, aproximativ 2 linguri, pentru un contrast dulce-acrișor. În cele din urmă, voi adăuga și ulei spornic omega 9, aproximativ 3 linguri. Acesta este un ulei 100% high oleic, adică are o cantitate mare de acid oleic benefic în alimentație și este de foarte bună calitate. În plus, are un punct de fumegare înalt și poate fi folosit fără probleme în preparatele la cuptor. Voi amesteca puțin cât să combin toate ingredientele. Și voi da tava la cuptor, sub grill, pentru aproximativ 30-40 de minute sau până când roșiile vor fi foarte bine coapte. Roșiile s-au copt, arată și miros foarte bine. Acum pot îndepărta această coajă, pentru că se scoate foarte, foarte ușor. Și voi transfera toate legumele într-o cratiță. Am pus legumele cu tot cu zeama acestora într-o cratiță, iar cu un mixer vertical voi pasa totul, astfel încât să obțin o supă cremă. Voi adăuga apoi smântâna pentru gătit. Puteți pune mai multă sau mai puțină în funcție de preferințe. Eu voi păstra puțin și pentru servire și voi amesteca foarte bine totul. Dacă supa este mai groasă de atât, mai puteți oricând adăuga apă sau supă de pui. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de supă cremă de roșii coapte. Este o rețetă ușoară, foarte gustoasă și pe placul tuturor. Este perfectă pentru perioada roșilor românești și merită să o încercați și voi măcar o dată. Sper din suflet să încercați și voi rețeta și să vă placă. La revedere!